Salutare tuturor! Iată-ne așadar. Salutare tuturor! Astăzi o să vorbim despre un subiect pe care nu l-am mai abordat până acum pe vlogul meu, dar am zis că de ce nu să încerc și acest tip de subiecte, pentru că până la urmă toți mâncăm, toți cumpărăm una alta prin casă și atunci de ce să nu vă povestesc eu despre anumite produse preferate. Și ca să intru direct în subiect așa dintr-o dată, fără prea multe introduceri, am zis să ghiciți ce vă prezint acești minunați cornișoni. Castraveți murați? Da. Cred că asta e o imagine memorabilă, dacă mă întrebați pe mine. Castraveți murați de la Lidl, 5 lei și ceva pe acolo, sunt extrem de buni și ei, pur și simplu. Cred că sunt buni și după o mahmureală, dacă mă întrebați pe mine, sau dacă nu mă întrebați pe mine, mă rog. Sunt buni în salata de beof, sunt buni lângă o fripturică, lângă un sos de chifteluțe cu piure lângă, sunt extraordinari. De fiecare dată când rămân fără sau când mă apropii de finish, merg în Lidl să-mi cumpăr chestia asta. Apropo, fac treaba asta, filmulețul ăsta, complet dezinteresat, în sensul că nu e publicitate, nu sunt plătită să fac treaba asta, deși normal că nu mi-ar displăcea, dar pur și simplu sunt produsele astea pe care le găsesc în Lidl și pentru care merg de fiecare dată numai acolo să le cumpăr. Așadar, 1. Castraveciuri. 2. Aceste bucăți de roșii. Le folosesc în completarea bulionului sau doar pe ele. Sunt deja decojite, sunt bucățite, pur și simplu desfaci, pui la mâncare și sunt absolut extraordinare, la un preț, nu știu, până în 3 lei, o chestie din asta. De fiecare dată îmi iau câte 2-3 cutii să am acolo. Le găsiți la raftul, bineînțeles, de bulion și alte cele. Mai sunt și pulpă de roșii, mai sunt și sticle de sticlă cu diferite combinații, dar pe acestea le cumpăr negreșit de fiecare dată, fie că mai am acasă, de câte ori trec pe lângă raftul acela, nu pot să mă abțin să nu le iau. Sunt, da, merită. Al treilea produs preferat, tot din categoria miam-miam, sunt acești tortelonii cu ricotta și spanac și mai au pe lângă și brocoli și bucăți de morcovi. Pot să spun că m-au surprins într-un mod extrem de plăcut aceste paste. Le mai îmbunătățesc, ca să zic așa, cu ceva șuncă de pui luată tot din Lidl, este aceea spre portocaliu, așa, dacă știți. Sau cu bucăți de mezel, cu ceva șuncă sau așa mai departe, dar pot fi mâncate efectiv așa cum sunt. Se pregătesc foarte repede, poate la un moment dat să vă arăt și cum le prepar, pentru că da, intenționez să filmez și astfel de clipuri cu rețete sau efectiv ce mănânc într-o zi prin oraș sau acasă mai ales. Așa că da, cred că una dintre primele rețete pe care le voi încerca vor fi fix astea, pentru că chiar nu sunt greu de făcut, sunt semi-preparate, pur și simplu arunci o bucată de unt în tigaie, le pui și pe ele, apoi rețeta spune că o lingură, două de lapte, eu mai adaug ceva smântână lichidă, amestec, pun capacul și bineînțeles mai potrivesc de sare și piper. Dacă, nu știu, vreți să mai adăugați și ceva mezel, cum ziceam, sau bucăți de pui, pe acelea le trageți un pic la tigaie înainte să adăugați conținutul acestei mirifice pungi. Sunt tot felul de combinații, cred că se învârt în jur a... N-am uitat cât au costat. 10, 12, 13 lei, habar n-am. Ceva pe acolo, adică nu cred că s-ar de 15 lei punga și ies cam
nu scrie câte porții, dar ori două foarte sănătoase, ori trei, cred. Trei sau patru mai micuțe, dar cred că două sau trei, ceva de genul. Și da, sunt foarte bune și, cum ziceam, sunt și diferite amestecuri, deci vă puteți lua fix ceea ce vi se potrivește cel mai bine. Că tot am amintit de carne, vreau să vă spun că de la Lidl de fiecare dată am cumpărat diverse sortimente de carne și mi-au plăcut. Fie că a fost vorba de carne tocată, carne de mici, carne pentru gulaș, ceafă de porc, carne tocată de pui, absolut orice. Sunt proaspete, sunt bune, ieftine, merită, nu vă mai arăt caserole sau ceva. Bun, cel de-al patrulea produs pe care aș dori să-l menționez, de fapt sunt un grup de produse, la fel cum a fost și carnea ca recomandare, dar acum depinde dacă sunteți vegetarian sau dacă aveți un alt loc din care vă cumpărați cărnița pentru mâncare. În fine, ideea e că lactatele de la Pilos. Acesta este un unt sărat cu 80% grăsime. Îl folosesc în special pentru gătit. Cel tartinabil este o altă marcă, tot sărat, dar pentru sandwich-uri folosesc altul. Acesta mi se pare foarte, foarte bun, adică este gras și nu știu dacă depășește tot așa 10 lei. Adică, din nou, raport calitate-preț foarte, foarte bun. Cu alte cuvinte, recomand toată gama de lactate. Mi-am cumpărat și îmi cumpăr mai mereu atât lapte la sticla aceea mare sau lapte UHT sau unt, ce ar mai avea, smântână, iar e bună și ieftină în comparație cu alte branduri. Da, deci lactate Pilos de la Lidl. Bun, în sfârșit am ajuns să vă vorbesc despre al cincilea produs, adică la jumătatea listei. Asta însemnând că am ajuns în sfârșit să vă arăt cornulețele mele preferate. Acestea sunt marca Lidl, deci sunt extraordinare, doar că acestea sunt cu 30% umplutură cu alune de pădure. Sunt 5 bucăți ambalate individual. Înainte aveau cu ciocolată, cu cacao, deci erau extraordinare, erau preferatele mele, le-am tot căutat, aveau ambalaj albastru, dacă știți. Nu le mai găsesc, nu știu, au dispărut, am văzut că le-au băgat pe astea și încă unele cu cremă de lapte sau ceva de genul. Deocamdată nu le-am, sau le-am încercat și pe acelea, nu mai știu, dar dacă nu mi-a rămas în minte, e clar că nu a fost chiar ce mi-ar fi trebuit. Așa că, da, vă recomand și acestea. Le găsesc doar în Lidl și merg acolo cu cel mai mare drag să-mi iau câte o pungă, 2, 3, 500. Ați crede că am cam terminat cu lista produselor preferate din categoria mâncare, dar, hei, mai avem și o mâță pe acasă, chiar două. Da, sticks-uri pentru pisici. Fetele sunt nebunite după ele, de fapt mai mult neagra. Sisi o dată mănâncă, de 10 ori nu. În schimb, neagra este absolut nebunită, nu miorlăie la absolut niciun plic de pe lumea asta, nici oricâtă foame ar fi, cum miorlăie la aceste chestii. Am zis, băi, ce or pune ăștia în ele de le-or face atât de bune pentru neagra, dar se pare că, da, și sunt la un preț convenabil față de pet shop-uri și, nu știu, magazine de mall și așa mai departe, unde, nu știu, 3, 4, 5 din astea, adică jumătate, că aici sunt 10, costă în jur de 5 lei, ceea ce 10 din astea sunt direct 5 lei. Deci, da, tot mâncărică, dar pentru animăluțe. În continuare vom trece la partea de curățenie, de îngrijirea casei sau cum vreți voi. Unele dintre cele mai bune capsule pentru spălat, pentru mașina de spălat vase. Recomand această
această soluție pentru mașina de spălat vase, pentru că, așa cum îi spune și numele, sunt toate soluțiile de care aveți nevoie, mă rog, de care are mașina de spălat vase nevoie, sunt în această capsulă care nu trebuie desfăcută, pur și simplu este ambalată într-un plastic care se topește și conține sare, soluție de clătire, bineînțeles detergent, are și funcție de protecție imediată a sticlei, protecție argintului, strălucirea inoxului, eliminarea resturilor uscate, neutralizator de mirosuri și, cum ziceam, folie solubilă în apă. Fără contact direct al pielii cu tableta, nu este necesară îndepărtarea incomodă a ambalajului, tableta poate fi introdusă direct în compartimentul de dozare. Înainte foloseam alt tip de tablete, își făceau treaba și acelea, dar acestea cred că au fost 16-17 lei și sunt 40 de tablete care conțin, cum spuneam, toate soluțiile celelalte, nu doar detergentul. Și atunci sunt mult mai ușor de folosit și da, este cu siguranță un produs pe care îl voi recumpăra. Tot în zona de curățenie, cum spuneam, sunt aceste șervețele pentru multiple suprafețe. Nu știu, pur și simplu, când ai la baie, mese, în dining, în sufragerie, în interiorul frigiderului, nu știu, oricând, cum doriți să le folosiți și unde aveți nevoie, sunt acestea pe care mi le-am cumpărat astăzi, deși mai aveam, cred că, jumătate din celălalt pachet, dar întotdeauna nu știi la ce îți vor trebui și e bine să le ai în casă. Un pachet conține 80 de șervețele, nu știu cât a costat, cert este că merită și le voi recumpăra, bineînțeles. Tot la categoria șervețele, dar de această dată de mobilă. Acestea sunt 40 de bucăți, 5 în 1, cu extract de aloe vera, curăță eficient, înlătură urmele, îndepărtează praful, efect antistatic și protejează suprafețele. Pe lângă acestea, folosesc și spray Pronto. Bineînțeles, după Pronto sau după acestea, o dau cu o cârpă uscată și suprafața rămâne stas. Am terminat și cu zona asta de curățenie a casei. Bineînțeles, ei mai au și alte produse, poate voi face și o listă suplimentară la un moment dat, încă nu știu, doar că pe zona asta de, nu știu, de curățat geamuri sau întreținerea curățeniei în casă, am tot schimbat chestii de la ei, sau am tot încercat. Dar pe acestea le cumpăr în mod curent. Iar ca să închei această lungă sau nu listă de produse preferate de la Lidl, voi ajunge inevitabil și la partea aceea non-alimentară și non-curățenie. Adică, așa cum știe toată lumea, există acele raioane în orice magazin Lidl unde găsiți absolut orice. Lângă scule și umbrelă de grădină și șezlong și... Am ajuns într-un final și la cel de-al 10-lea produs de la Lidl, dar înainte să-l prezint pe acesta de astăzi, vreau să spun că face parte dintr-o mare categorie de produse pe care le poți găsi în Lidl. Asta însemnând că cu toții știm acele raioane de nu știu, unelte, lângă becuri, lângă creioane colorate, lângă lenjerie intimă, lângă papuci de casă și, nu știu, betoniere, habar n-am. Adică acolo găsești absolut orice. Ideea e să mergi eventual săptămânal, cred că sunt făcute cumva ofertele tocmai pentru a te atrage să mergi cât mai des în magazin, pentru că e imposibil să pleci cu căruțul gol. Și da, din categoria aceea de o mare posibilități, o mare de posibilități,
Mi-am ales astăzi tocmai pentru că începe școala și raionele erau pline de îmbrăcăminte și rechizite pentru copii. Tadam! 30 de pixuri cu un gel. Sunt 10 pixuri metalice, 10 pixuri neon și 10 cu sclipici. Îmi plac foarte mult. Deja le-am făcut proba pe o bucățică de hârtie și îmi plac. Îmi plac toate. Mă voi juca în următoarea perioadă. Am și niște cărți de colorat pentru adulți, anti-stres. Și pe lângă acele carioci, probabil că le voi folosi și pe acestea, pentru că, de ce nu, până la urmă, de asta sunt făcute. Deci, da, din acea mare de posibilități, poți găsi ceva la care nu te aștepți și să fii plăcut surprins. 15 lei, 30 de pixuri, deci ce să mai zic, în acest caz de afacerea făcută. Da, toată lumea se înghesuia la pixuri. Haideți la pixuri. Bun, cam atât pentru astăzi. Sper că v-au plăcut produsele mele preferate de la Lidl și v-aș întreba dacă cumva se regăsesc printre cele enumerate de mine și produsele voastre preferate sau dacă aveți altele, să mi le lăsați în comentarii ca să le încerc și eu dățile viitoare. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai like, subscribe și clopoțel eventual ca să primești notificare de fiecare dată când pun ceva nou. Până data viitoare, să mâncați bine, să vă plimbați, să vă trăiți viața și alte clișee din acestea, că nu-i așa, nu știam ce să vă mai spun. Pa!